Și aș începe cu proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014, care se află în Parlament. Sper să fie adoptat cât mai repede. Ar fi, cred, o premieră după 89, când adoptăm bugetul legal, când a fost transmis de către guvern la timpul potrivit, și sper ca și președintele României să îl promulge, pentru că autoritățile publice au nevoie de predictibilitate, au nevoie de aceste sume, au nevoie la rândul lor să-și facă calculele financiare pentru anul viitor, pentru că e un an dificil, cu foarte multe priorități și e bine să le putem pune pe masa autorităților cât mai repede posibil. Din punct de vedere al cifrelor, pentru anul următor, prognoza înaintată prin legea bugetului de stat pentru Suceava este una bună. Ca termen de comparație, pe global discutăm de finanțări care vin către județul Suceava, atât Consiliul Județean cât și autorități publice locale. Mă refer la municipii, orașe și comune, dar și instituții aflate în subordinea Consiliului Județean sau acestor autorități. Deci, la nivel global, pentru anul următor, suma propusă este de 601.225 RON, mai mare cu 6,51% față de anul precedent, când suma globală a fost de 564.477 RON, și care, la rândul ei, suma din 2013 a fost mai mare cu 8,2% față de anul precedent, 2012, când suma alocată Sucevei a fost de 521.688 RON. Deci, practic, suntem pe un trend crescător. În condițiile date, în condițiile în care există dificultăți în continuare la nivel macroeconomic, care sunt suportate pas cu pas, iar dacă intrăm într-o analiză mai tehnică, ceea ce pot să vă spun este că defalcat pe diverse capitole, pe diverse autorități, sumele sunt mai mari ca anul anterior și sunt convins că asta va fi de bine pentru tot ceea ce înseamnă sistemul public la nivel de județ. Practic, pentru ceea ce înseamnă finanțări asigurate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de cheltuieli descentralizate la nivelul județului Suceava, pentru sistemul de protecție a copilului, pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap, pentru programul de produse lactate și panificație și miere de albine în școli, învățământ special și centre județene de resurse și asistență educațională, dar și pentru hotărâși judecătorești, suma propusă pentru Suceava este de 96.371 RON. Suma care se defalcă din TVA pentru finanțarea de cheltuieli descentralizate la nivel de comune, orașe, municipii este pe global de 405.529 RON. Și asta înseamnă cheltuieli pentru susținerea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, cheltuieli prevăzute în legea educației naționale, hotărâri judecătorești pentru plata de salarii în învățământul preuniversitar, dar și drepturi pentru asistențe personale ai persoanelor cu handicap grav. Deci, repet, suma este de 405.529 lei. În al treilea rând, tot din TVA, sunt sume alocate pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate privind drumurile județene și comunale în cuantum de 12.929 lei. O penultimă alocare este cea pentru echilibrarea de bugetelor locale, mă refer la autorități publice locale, la cele 114 primării, în cuantum de 86.397 RON. Iar suma acordată pentru finanțarea pentru personal neclerical este de 614.000 RON. Deci, în total, Suceava va beneficia, așa cum v-am spus, de 601.225 RON, cu 6,51% mai mult decât anul anterior. În al doilea rând, tot în legea bugetului stat, sunt prevăzute câteva capitole distincte. În primul rând, e vorba de suma de 60.662 RON, asta înseamnă 6 de miliarde, care sunt prevăzuți pentru varianta de ocolire a Sucevei, bani care sunt suficienți pentru a finaliza lucrarea.
În al doilea rând, este o prevăzută suma de 57.469.000 RON, adică 574 de miliarde lei vechi, pentru modernizarea drumului 29, drumul național Suceava-Botoșani, și, evident, și alte poziții care se referă la investiții în județul Suceava, pe zona de învățământ, pe zona de dezvoltare montană și, sigur, și alte categorii.